La Pomârla, copiii sătenilor învățau până în acest an în condiții rușinoase pentru o țară membră a Uniunii Europene. Micuți de grădiniță sau școlari cu vârste mici erau obligați să meargă la toaletă la obișnuitele private din fundul curții, de multe ori situate la mare distanță. În ajutorul școlarilor de la Pomârla a venit însă o altă unitate de învățământ. Mai precis, liceul din Pomârla, care deține peste 1000 de hectare de pădure în proprietate personală. Pentru a le oferi condiții decente de învățătură celor mici, conducerea liceului a hotărât să sacrifice o parte din pădurea proprie și să vândă lemnul pentru a reconstrui școlile. Toți banii care au fost adunați, ca să spun așa, din valorificarea materialului lemnos, din pădurea proprietate privată a liceului, au fost folosiți la reabilitarea a două școli, o reabilitare totală, însemnând de la acoperiș până la pardosele. Datorită acestor opere de binefacere, copiii de la Pomârla se pot bucura inclusiv de căldură și de toalete moderne. Suntem în acest secol când o baie în clădire este ceva normal. Ori aici, în aceste două școli, WC-ul era în spatele clădirilor, am făcut și băi în interior, căldură, centrală proprie, au fost o izolare totală a pereților, deci am redat două localuri din nou procesul instructiv educativ. Liceul din Pomârla este una dintre cele mai bogate unități de învățământ din țară. Deține sute de hectare de pădure și teren arabil, fiind capabil să exploateze mii de metri cub de lemn. Liceul Anastasie Bașută, situat aici în nordul țării, este unul dintre cele mai bogate licee din țară. Liceul 1787 de hectare, avem 150 de hectare de teren arabil. Conform amenajamentului, noi am avea posibilitatea să exploatăm anual undeva la 7000 de cubi, de metri cubi. Toată această avere a fost lăsată moștenire liceului de boierul Anastasie Bașută, un filantrop extrem de bogat care a trăit acum 150 de ani pe meleagurile Pomârlei. Este o moștenire a boierului Bașută, un iluminist care credea că prin învățătură putem scoate sărăcia din casă. Boierul Anastasie Bașută a lăsat prin testament această avere liceului și a transmis, cu limbă de moarte, ca această bogăție să fie pusă în slujba educației copiilor de țărani.